Dați-ne Parlamentul și noi vă dăm Europa. Schimbarea până la capăt, toți pentru Europa și Europa pentru toți. Sunt doar câteva dintre sloganele cu care Partidul Liberal s-a lansat astăzi în campania electorală. Liberalii au ales drept punct de pornire cetatea Sorocii, promițând că vor apăra țara de comuniști, tot așa cum Ștefan cel Mare a apărat cetatea de turci. Partidul Liberal a luat astăzi sub asediu cetatea Sorocii. Panoul instalat la intrarea în edificiu le-a cam dat bătăi de cap organizatorilor pentru că era luat de vânt. Veniți de la Chișinău, candidații la funcție de deputat și-au pus în fața cetății cravate la fel. Alt culoare nu merge. Asta e bună. Chiar acum o scot. Trebuie să fim în echipă, toți să avem aceleași gânduri, același aspect și aspectul vine prin cravata noastră. Liberalii s-au adunat la poalele cetății cu sunete de bucium. Discursul liderului PL Mihai Ghimpu, dar și ale celorlalți membri, a fost presărat cu critici dure la adresa comuniștilor. Un viitor european nu-l poți construi fără cetatea lui Ștefan cel Mare. Ceea ce înseamnă trecutul nostru. Aceasta trebuie să înțelegem noi, că noi suntem stăpâni la noi acasă. Europa pentru noi, comunismul în afară, Republicii Moldova. Și dacă tot se afla la cetatea Soroca, vicepreședintele PL Dorin Chirtoacă l-a parafrazat pe Ștefan cel Mare. Moldova nu este a mea, nu este a noastră, dar nici a comuniștilor. Cu atât mai mult nici a comuniștilor. Moldova este a copiilor, copiilor, copiilor noștri, care vor avea cu adevărat un viitor european. Deși sloganul de bază al liberalilor este schimbarea până la capăt, în cadrul evenimentului de astăzi au fost lansate mai multe mesaje. Mihai Ghimpu s-a referit și la sloganul electoral al comuniștilor. Moldova alege victorie, așa e la ei, da? Tradus din limba rusă, Moldova vibrați pobedu. Moldova alege victorie pentru Partidul Liberal, pentru comuniști mașina pobedă. Liberalii au încins apoi o horă la poalele cetății. Nici bodyguardii nu l-au putut opri pe Mihai Ghimpu. Hai la horă! Învăță-i! Le-ai dintr-o parte! Le-ai dintr-o parte! Le-ai dintr-o parte! Las-mi eu dă-mi la horă! Le-ai dintr-o parte! După lansarea platformei electorale, membrii PL au mers la întâlniri cu alegătorii din nordul țării. PL este a șasea formațiune care se înscrie oficial în campanie și figurează cu numărul 3 în buletinul de vot.